Iranul anunță că își închide spațiul aerian timp de trei ore. Teheranul ar fi motivat această decizie prin desfășurarea unor manevre militare potrivit unor surse egiptene. A fost emis astfel un mesaj cu informații destinate echipajelor avioanelor, care le cere acestora să ocolească spațiul aerian iranian într-un anumit interval orar. Avertizmentul vine într-un moment în care Israelul așteaptă repersare din partea Iranului după ce liderul politic al grupării palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis miercurea trecută la Teheran într-un atac atribuit Israelului.